întrerupem programul obișnuit despre cripto și NFT-uri și Bitcoin ca să vedem de ce dracu suntem săraci cu adevărat. Pentru că sărăcia se măsoară automat în câți bani ai, nu? Sau câți bani nu ai de fapt. Deci este un calcul matematic, așa că avem un metric la care putem să ne uităm, care să ne spună de ce suntem săraci și cum facem să nu mai fim în viitor. Metricul ăsta se numește inflație și lumea îl ignoră de obicei pentru că e dat de guvern și nu ne este explicat ce înseamnă exact. Azi o să vedem ce înseamnă. Ia să vedem inflație ci că a ajuns la 8,4%, anunță INS, adică Institutul Național de Statistică. Dacă ne uităm pe graficul ăsta, modificarea anuală a prețurilor de consum în procente, vedem cum în ianuarie 2021 eram undeva la 2,53% și vedem cum în ianuarie 2022 am ajuns la aproape de 8%. Și ca să înțelegem mai bine cum ne este prezentată inflația asta, ceea ce cred eu că este greșit și o să vă arăt de ce, vedem aici o denumire, indicele prețurilor de consum. Și în tabelașul ăsta avem mărfuri alimentare, nealimentare, servicii și cam cum s-a modificat rata inflației, adică cu cât s-au scumpit practic serviciile și produsele astea. Și BNR se așteaptă ca inflația să treacă de 11% în perioada aprilie-iunie, probabil că o să treacă de 12%. Cam astea sunt estimările pentru anul ăsta, deci ne așteptăm să crească inflația. Hai să vedem cum dracu ne afectează de fapt. Înainte asta ar trebui să înțelegem ce înseamnă inflația, dar și care corelația asta cu Indicele Prețurilor de Consum, ICP-ul sau în engleză o să auzi CPI, care înseamnă Consumer Price Index, același lucru. Așa că hai să vedem noțiunile astea două cum sunt definite. Inflația este creșterea nivelului general al prețurilor măsurată de regulă prin intermediul IPC. Și apoi vedem ce înseamnă IPC-ul ăsta, Indicele Prețurilor de Consum. Este un indicator de evaluare care caracterizează și furnizează o estimare a evoluției de ansamblu a prețurilor la mărfurile cumpărate și a tarifelor la serviciile utilizate de către populație pentru satisfacerea necesităților de trai într-o anumită perioadă, denumită perioadă curentă, față de o perioadă fixă, denumită perioadă de bază. Calculul IPC se efectuează de către Biroul Național de Statistică în baza datelor cercetării prețurilor la mărfuri și servicii, precum și a structurii cheltuielilor gospodăriilor populației. Denotat în continuare, în calculul acestui indice se iau în considerare numai elementele care intră în consumul populației, excluzând autoconsumul de bunuri și servicii din propria producție a gospodăriei. La fel, excluzând și cheltuielile în formă de impozite, taxe, amenzi, dobânzi, plătite la credite, rate de asigurare și altele. Deci, inflația este, de fapt, indicele prețurilor de consum, ceea ce nu este în regulă și vă arăt imediat de ce. Știu că pare destul de boring și sună complicat, dar este menit să fie complicat și, la fel, rămâneți puțin pe fază că o să vă explic și chestia asta. La sfârșit de clip, pentru că nu pot să mă abțin să vorbesc despre cripto sau NFT-uri sau o să vă arăt un proiect micuț românesc în care m-am băgat și eu și poate vă interesează și pe voi. Dar să rămânem momentan la ale noastre, să vedem de ce suntem săraci și cum ieșim de aici. Deci toată treaba asta cu inflația versus IPC-ul ăsta de care vorbeam este într-o corelație foarte, foarte strânsă, ceea ce este total greșit. Nu poți să bagi un coș de produse și servicii la o la altă și să faci o medie de inflație pe chestia asta. Dar la bază, ce înseamnă asta pentru omul de rând? Înseamnă că eu dacă am 10.000 de dolari în momentul ăsta, la sfârșit de an, banii ăștia pe care eu i-am vor fi tot 10.000 de dolari. Problema care apare este că nu mai pot să cumpăr aceleași chestii. Sau nu mai pot să cumpăr la fel de multe chestii pe cum puteam să cumpăr acum un an de zile. De exemplu, dacă inflația va fi 10%, voi rămâne cu o putere de cumpărare de 9.000 de dolari. Adică banii pe care eu îi țineam și-au pierdut din puterea de cumpărare versus produsele pe care vreau să le achiziționez. Fie că e vorba de pâine, lapte, carne, o brânză. Problema Aici este că nu toate produsele sunt vrute la fel. Asta ar fi o problemă. O altă problemă aici ar fi că în coșul ăsta de cumpărături nu intră chestiile pe care ni le dorim cu adevărat. De exemplu, casa sau apartamentul, mașina, asigurarea, după cum am văzut care și aia costă bani și s-au scumpit în ultima vreme, știm și chestia asta, chiar cu dublu sau chiar cu triplu. Eu am dat 17 milioane pe RCA-ul meu pe un an de zile. Mă rog, 1700 de lei, am rămas blocat în trecut. Deci pe măsură ce ții mai mulți bani la saltea și trece timpul, adică mai avem două metrice care contează foarte mult pentru inflație. Spațiu și timp. Sunt în România în momentul ăsta. Inflația este X. Peste un an de zile banii pe care i-am ținut la saltea nu mai valorează la fel. Și vedem cum inflația asta începe să crească. Și atunci ai putea să mă întrebi. Ok, mă, Cristiane, dar atunci de ce ne spun ăștia că e inflația 8,4% în momentul ăsta? Eh, acum am ajuns la miezul problemei. Ca să înțelegem și chestia asta, trebuie să ne uităm la o teorie care se numește agenda setting. Și mai pe scurt, ca să înțelegem ce înseamnă agenda setting, teoria agenda setting, o definiție pentru omul de rând ca mine ar fi în felul următor. Nu îți pot spune ce să gândești, dar îți poți spune la ce să te gândești. Și teoria asta se aplică de foarte multă vreme în mass media. Băi băieți, asta este inflația, luați-o ca atare. Ok, domnilor conducători, dar puteți să ne arătați și nouă o formulă sau ceva, cum ați calculat inflația asta? Gen, Institutul ăsta național de statistică poate să ne dea și nouă ceva să verificăm și noi? Da, nu, nu-i treaba voastră, adică noi știm mai bine matematic, așa că voi va trebui să ne credeți pe cuvânt. Pentru că vă vrem binele. Cred că ai auzit și tu vorba aia. Bună ziua, suntem de la guvern, am venit să vă ajutăm. Parcă vine să te uiți așa un pic ciudat, serios, adică parcă pare a La fel, nu vreau să acuz pe nimeni aici, dar ni se spune o poveste de ceva timp și noi pur și simplu trebuie să o credem. Și din cauza că credem povestea asta de foarte mult timp, nu înțelegem de fapt ce înseamnă inflația. Am văzut că este corelată cu indicele prețurilor de consum, ceea ce este total greșit. Ăla este altceva, este un metric exprimat în procente, este o cifră. Inflația, de fapt, este un vector. Poate nu ți-a plăcut matematica la școală, dar o să desenezi foarte foarte, foarte simplu pentru tot omul de rând să înțeleagă. Mie mi-a plăcut matematica la școală, nu eram olimpic la matematică, mi-a plăcut matematica de bază pe care pot să o înțeleg, aia logică. Așa că ce înseamnă partea asta de vector? Trebuie pentru asta să ne referim la cele două metrice precizate, spațiu și timp. Avem practic un punct în spațiu și timp și un alt punct în spațiu și timp. În primul punct ăsta avem să zicem o inflație de 2,5%. Și aici suntem în ianuarie 2021. În punctul celălalt, în spațiu și timp, suntem în ianuarie 2022 și inflația este de 10%. E, aici practic ar fi un vector. Deci avem primul punct în spațiu și timp și punctul 2 în spațiu și timp. Diferența între cele două este de 7,5%. Mai mare, bineînțeles. Problema aici este că nu este definit care este coșul de cumpărături cu exactitate și cum se face media asta, practic, dintre inflații sau ratele inflațiilor în anumite puncte din spațiu și timp. Deci asta este o greșeală. Hai să vedem care este varianta mai corectă pentru inflație. Avem punctul 1 în spațiu și timp, avem punctul 2 în spațiu și timp și avem vectorul. Aici vorbim despre pâine. La fel, pâinea poate fi de mai multe feluri. Asta este problema de fapt atunci când definim inflația. Consumurile se modifică, consumatorii își schimbă comportamentul constant, nu ai cum să definești practic inflația cu o cifră, este imposibil. Și atunci dacă în punctul 1 aveam 1 pâinea, un leu pâinea, într-un punct în spațiu și timp, să spunem ianuarie, tot așa, 2021, și în punctul 2 avem 1,1 lei pâine. Asta înseamnă inflație de 10%, la pâine. Și asta înseamnă la un timp de pâine, pentru că pun pariu că nu se mai consumă doar pâinea aia franzelă clasică. Sunt 15 tipuri de pâini. Hipoglucidică, cu secară, cu dinaia, cu din aia altă, neagră, albă, verde, albastră. Dar dacă vorbim practic acum de imobiliare luăm punctul 1 în spațiu și timp, luăm punctul 2 în spațiu și timp, trasăm vectorul și vedem aici cum un apartament la 100k acum 2 ani de zile, să zicem, sau un an de zile, că a fost și pandemie, acum a ajuns pe la 130-140k. Euro, bineînțeles. Deci care este inflația aici? 30 40%. Aia este problema, practic, cu calculul inflației. Nu ne uităm la vectori. Și la fel, nu se bagă în coșul ăla de cumpărături clasic, ceea ce ne dorim cu adevărat. Poate îmi doresc pensie, poate îmi doresc o mașină foarte, foarte scumpă pe care să mi-o permit. Deci asta este problema cu inflația de fapt. Ce se dă la televizor nu este ce ar trebui să calculăm noi pe foaie acasă, pentru că ne dorim lucruri diferite. Inclusiv la lapte nu poți să faci o rată a inflației corectă, decât dacă mergi nișat pe fiecare tip de lapte posibil. Deci ce vedem în momentul ăsta cu 8,4% este indicele prețurilor de consum, care a fost adoptat ca inflație, ceea ce este total greșit. Gândește-te că înainte de pandemie îți doreai o vacanță scumpă undeva. Să zicem Maldive, 5.000 de euro 7 zile. Ce s-a întâmplat când a venit pandemia? Am văzut practic aceeași vacanță la 1.500 de euro. De ce? Pentru că nimeni nu mai vrea vacanța, nici măcar nu se mai putea să mergi în vacanță. Lumea a început să se uite în online. De ce? Pentru că stăteam toată ziua acasă, nu consumam nimic altceva decât Lidl și Kaufland, poate o comandă de la un restaurant din oraș, dar credem că nici măcar alea nu duceau mai bine, pentru că aveau mai multe comenzi, pentru că nu mai aveau fluxul de clienți anterior. Și multe din cauza asta au intrat în faliment. La fel, cine mai vrea să-și deschidă o cafenea, de exemplu, în pandemie, nimeni nu mai era ceva care avea cerere în momentul ăla. În schimb, toată lumea care nu mai avea ce să facă, nici măcar la muncă nu se mai ducea, au început să-și facă renovări la case sau la apartamente sau la curți și toată lumea era geană pe dedeman. Din cauza asta au explodat prețurile la materiale de construcții. Erau cozi imense la dedeman, toată lumea și făcea renovare. Și au crescut prețurile cu 30-40%. Aia era o rată a inflației, calculată vectorial, strict pe materiale de construcții. Dar și asta împărțită pe ciment, fiare, scândură, PVC, etc. Tocmai de să spuneam că comportamentul consumatorului se modifică în funcție de ce dracu se întâmplă pe piață. Iar o medie a ratei inflației este incorrect calculată, pentru că ne luăm după CPI-ul ăla, mă rog, IPC-ul la noi. Încearcă să înțelegi chestia asta dacă vrei cu adevărat să nu mai fi sărac. Inflația te ține cu adevărat sărac. Până n-am învățat chestiile astea despre inflație, chiar dacă știam să fac bani, nu știam cum să-i păstrez pentru că se devalorizau împotriva inflației. Și v-am promis că pe final vă dau un proiect în NFT-uri în care am intrat și eu și care produce venit pasiv. Și pentru că foarte puține proiecte de NFT-uri au utilitate cu adevărat. M-am băgat cu băieța ăștia de la Cats Mafia pentru că pare interesant proiectul. Și dacă vreți mai multe detalii pentru că trebuie să vă faceți singur research-ul, vă duceți în descriere pentru asta. Dar câteva detalii aici. În primul rând, colecția de la Cats Mafia este pe Elrond. De Elrond probabil că ai auzit. Și echipa e foarte implicată, sunt foarte, foarte activi inclusiv pe Twitter și pe grupurile lor private în care și tu poți să intri. Și scopul lor principal este să lanseze o platformă care să genereze colecții de NFT-uri. Că toată lumea văd că în momentul ăsta încearcă să-și lanseze propria colecție. Și practic platforma asta să permită oricui să creeze o colecție pe baza artei, fără alte cunoștințe necesare. Pentru că aici intră și o parte de dev, adică trebuie un developer care să știe toată partea de smart contract, care e foarte complicată. Ideea de bază aici este că dacă ești deținător al NFT-urilor de Rackets Mafia, o să primești venit pasiv din ce se produce practic în platforma pe care o lansează. Și anume 50% din fiuri. Pe de altă parte, tot ce se încasează practic din vânzarea NFT-urilor inițiale, din royalități, 75% revin tot înapoi la deținătorii de NFT-uri. Și cum spuneam, mai multe detalii în descriere. Așa că... Cam atât.